Bună seara, vă spun și eu, este o mare bucurie pentru mine să pot fi în seara asta aici și cred că n-ar exista nimeni altcineva să spună altfel. Surpriza pentru mine este că suntem foarte mulți care vorbim și eu îl cunosc pe omul ăsta, zmerit, ea spune eu, că e minunat când îl privești și când îl studiezi. L-am cunoscut cu orică o box în spate, oricum un cablu după gât, alergând prin țară, muncind și încercând să facă ceva minunat și să îndrăznească să facă ceva minunat, un proiect superb. Cred că tu ar trebui să vorbești mai mult în seara aceasta, Nu avem nicio calitate să vorbim aici, dar dacă tot mi-ai dat microfonul, aș vrea să spun că eu cred în proiectul tău, pentru că cred în emoția care mi cu care mi-ai spus, emoția pe care o aveai când mi-ai spus despre proiectul acesta. E posibil ca noi toți să fim pictisiți în societatea asta și să spunem că sunt foarte multe televiziuni unde mai există loc de una. Și cred că majoritatea dintre noi, fețele ne trădează uneori, Uh, nu ne place ceea ce vedem în societate, adică nu prea ne place deloc. Uh, avem și darul de a critica fără să cunoaștem, asta este în altă paranteză, dar eu cred că dacă nu ne place și din ce știm, televiziunile sunt formatoare de opinie, înseamnă că opinia nu este aia corectă și e posibil că acolo să fie greșeală și e posibil să fie nevoie de mai multă și mai multă televiziune. Ce televiziune? Televiziunea adevărului, a adevărului asumat. Nu pot să nu spun ceva care am simțit mai devreme, un gând trist pentru mine, care l-am trăit în urmă cu câteva săptămâni la uh, ziua la inaugurală a noului an școlar, în care copilul meu cel mic a trecut în clasa 0 și unde am văzut o slujbă a preoților împreună cu directorii, cu conducerea liceului, încheiată cu rugăciunea cunoscută, minunată, pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, Tatăl nostru. Eu n-am să uit niciodată în momentul acela pentru că în dreapta stăteau elevii, în stânga stăteau părinții. La jumătate stăteau preoți. Părinții erau smeriți, erau cu capete pe cu recunoștință față de Dumnezeu, copiii erau răzvrătiți, țipau, râdeau și făceau orice altceva. Și atunci am zis, de ce nu intervine nimeni? De ce nu spune cineva stop? Și eu așteptam ca și mulți dintre noi, ca cineva să facă ceva, neînțelegând că eu trebuia să fac ceva. Și fiecare dintre noi trebuia să facem ceva. Dar știți ce era acel ceva? Acel ceva era, de fapt, faptul că noi, părinții, nu eram cum trebuie. Pentru că atâta timp cât copiii noștri erau răzvrătiți, înseamnă că noi eram zmeriți doar într-un context uh, într-un context uh, uh, public. Înseamnă că noi n-am făcut ce trebuie. Înseamnă că noi n-am fost cum trebuie. Înseamnă că noi n-am transmis ceea ce trebuie copiilor noștri. Și cred că atunci când ne străbate acest gând, ce ar trebui să facem, ar trebui să începem cu fiecare dintre noi. Și cred că întrebarea ar fi nu ceea ce ar trebui să facă celălalt, ceea ce ar trebui să facem noi. Și să avem curajul să ne asumăm că nu ne place ceea ce vedem. Vedem foarte puțini oameni în țara aceasta și în Europa să-și asume valorile care au stat la bazele acestui minunat continent, acestei minunate țări. Vedem cât mai puțini oameni. Vedem oameni pitiți chiar. Ii vedem poate că sunt mulți, mai mulți în biserici. Nu este de ajuns. Îmi doresc ca acest post de televiziune să fie așa cum este Cătălin în primul rând. Să fie așa cum este el, cum l-am ascultat și cum l-am auzit. Asumându-și greșelile. Și acest post de televiziune să transmită și să ajungă acolo, în cel mai profund și intim loc pe care îl are omul pe pământ: distanța între suflet și Dumnezeu. Cred că adevărul acolo își are locul. Și cred că dacă noi toți ne vom zmeri și vom înțelege că nu suntem mai buni decât nimeni, ci trebuie să facem o schimbare în dreptul nostru, al fiecăruia dintre noi, atunci este loc de adevăr. Fie ca adevărul să vină în lume, fie ca religiile, fie ca partidele să nu fie piedici. Nu cunosc adevărul absolut în nicio direcție. Adevărul absolut este atunci când noi producem mărturii. Fie ca voi să fiți o mărturie a adevărului și fie ca voi să aduceți la lumină reperele acestei societăți care au dispărut. Fie ca noi să nu căutăm repere doctrinare sau religioase, ci repere ale dragostei, ale compasiunei, ale lipsei de judecată. Să ne aducem aminte că suntem creștini și că suntem români. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și în, înainte de a încheia, aș vrea să transmit și salutul prietenului meu, Robert Sigartău, deputatul nostru, care n-a mai putut, a apărut, o a apărut ceva foarte urgent, dar aș vrea să spun o binecuvântare care este mai pragmatică. Toată lumea o să spună multe binecuvântări, să vă fie bine, să reușiți în viață. Eu spun o binecuvântare. Fie ca Dumnezeu să atingă sufletele celor care au reușit în viață prin prisma lui Dumnezeu, dacă nu știu, e bine să să scotocească în adâncul sufletului să vadă acest adevăr. Și fie că atunci când te va binecuvânta, să te binecuvânteze cu întrebarea cu ce pot să te ajut, cum pot fi sprijin în adevărul acesta care trebuie vestit. Pentru că numai așa putem reuși. Numai așa, ducându-ne cu compasiune și întrebând cu ce pot să te ajut. Pentru că este nevoie de un adevăr rostit. Fie ca voi să fiți lumina adevărului. Dumnezeu să vă binecuvânteze.